Gata cu timpul liber ocupat în mare parte de campania electorală. De acum intrăm pe făgașul normal al relaxării. Pentru început, iată și câteva evenimente și acțiuni la care puteți petrece timp liber de calitate în perioada următoare. De astăzi și până duminică, zilele Petrilei. Sunteți invitați să participați la o serie de manifestări culturale și artistice care vor aduce la oaltă spiritul comunității și tradițiile locale. De neratat ziua de duminică, ce va fi dedicată tradițiilor și culturii locale, cu o paradă a portului popular care va celebra moștenirea culturală a zonei. Duminică, 16 iunie, puteți participa la sărbătoarea dedicată pionierului aviației române Aurel Vlaicu, eveniment ce se va desfășura chiar în localitatea ce-i poartă numele, din Giurgiu. Pe lângă acțiunile culturale-religioase, din program fac parte și o serie de momente artistice susținute de interpreți, dar și trupe de dansuri moderne, populare și țigănești. Duminică, la Teatrul de Artă din Deva, de la ora 11, Micul Prinț, un spectacol creat pentru întreaga familie. O poveste încântătoare, interesantă și sensibilă despre universul copilăriei inocente, prietenie, dragoste și altruism. Cei mici vor fi captivați de prințișorul care vine de pe micul asteroid B612, unde avea grijă de un trandafir și trei vulcani, dar și de personajele pe care acesta le-a întâlnit pe diverse tărâmuri în timpul călătoriei sale. Un rege, un lampagiu, un geograf, un vanitos. Tot duminică 16 iunie și tot la Teatrul din Deva, dar de la ora 19, puteți viziona piesa Artă. Astăzi, cea mai jucată piesă a Iasminei Reza, tradusă în peste 30 de limbi. Autoarea fiind distinsă cu Marele Premiu Molière pentru cel mai bun autor și cel mai bun spectacol în anul 1995, cu Evening Standard Award for Best Comedy în 1996, apoi cu Laurence Olivier Award for Best Comedy în 1997. Și cu siguranță pe parcursul după amiezelor și serilor nu puteți rata meciurile din campionatul european de fotbal. Fotbalul considerat sportul rege, având fani de toate vârstele și genurile.